Prima șușeană este despre ce s-a întâmplat cu resturile imobilor prăbușite la cutremurul din 1977 și odată cu ele a cadavrelor rămase neidentificate. Pe 4 martie 1977 are loc un cutremur de 7,2 grade, cel mai puternic din istoria recentă a României, cu epicentru în Vrancea, iar București este orașul cel mai afectat, cu un număr estimat de cadavre între 1380 și 1420. Surse din Muzeul Bucureștiului și din construcții au spus că pe șoseaua Vitan Brzești s-a creat acest obiectiv militar, un loc împrejmuit cu sârmă ghimpată, unde au fost aduse resturile oamenilor morți și diferite bucăți din blocuri. Pe de altă parte, din primăria Popejle Ordeni și din armată, s-a spus că, de fapt, aceste resturi au fost duse la Glina și că pe baza lor s-a construit această nouă groapă de gunoi care există și în prezent. Ce se întâmplă este că acum noi mergem pe firul acestor povești să ne amețim în șușanele și să sperăm că ajungem la un adevăr. Era 21-22, într-o zi de vineri, când a început marele cutremur, puțială continuă, aici, la Casata, un vuiet întreg de urlete care s-a amestecat cu vuietul pe care îl face unda pământului în timpul cutremurului. Și în cele din urmă, blocul ăsta a căzut, ca multe altele de pe Maghiorul. Aici erau clădiri normale. Troleibuzul mergea pe acolo și blocul s-a dărâmat chiar pe troleibuz. Aici nu era nimic mișcat. Nici în casă, nici în bloc, absolut nimic. Dar am auzit ce e pe bulevard. Și m-am dus și pe bulevard. A fost groaznic și mai ales aici, imediat în Părpăleț, este în mea la rândunic, avea o alimentară jos. Acolo a căzut blocul totuși. La Maria Rosetti și urmă pe Ștefan cel Mare a fost tragedia, era mare. Foarte mare. Nu vreau să-mi amintesc, da. A fost un vis urât. Oamenii încărcau cu patrone, cu astea, dezastru, lumea, zăpăcită, unii cu geau încolo, ca dezastru. Partea elantă, da. Unde a căzut partea asta, Academie numărul 7, și de acolo a căzut. Da. Da. Ăla, nici n-a fost locată de acolo. Ce uiți în sus, Doamne, ăsta sunt. În acea zi, președintele României, tovarășul secretar general al Partidului Comunist Român Nicolae Ceaușescu, se afla în Nigeria, la Lagos, invitat de președintele țării la un mare și marfă banchet african. În jurul orei 20 ora locală, ora 22 ora Bucureștiului, Ceaușescu este informat de către unul dintre secretarii de stat de dezastrul care s-a petrecut în țară. Alarmat, Ceaușescu lasă toate bunătățile sahariene și cu o navă pusă la dispoziție de președintele Nigeriei, se întoarce în noaptea de 4-5 martie 1977 la București pentru a constata dezastrul. Cutremurul din 1977 a însemnat o catastrofă pentru București, o calamitate. S-au prăbușit 33 de blocuri cu daună totală și multe altele avariate serios. Bulevardele Bălcescu și Maghiorul au fost transformate într-o mare de moloz. Blocul Wilson a fost parțial dărâmat. Mansardele de la Biserica Italiană, daună majoră. Blocul Scala, daună totală. Blocul Grădinița, daună totală, blocul Casata, daună totală, blocul de lângă Lido, daună totală și multe alte blocuri din împrejurul centrului capitalei. Ulterior apărând diverse discuții în care s-a speculat faptul că de fapt comuniștii au avut interesul
să provoace daune și mai mare ca să scape de anumite blocuri care îi deranjau sau construcții, biserici și așa mai departe. Și unde credeți că i-au dus? Păi i-a dus undeva așa cum selecționa, ce se putea alege. Da, da, da. Ce se putea recunoaște după un inel, după un cercel, după o haină, după ceva, rudele, dacă putea să-i recunoască, pentru că nu avea cum să-i identifice, pentru că era o masă de carne, învălită cu pământ. Transportatorul, niciodată. A fost pazmitare printre cei care au transportat resturile de căzături și straudurilor, au fost și mașinile Iutului. Iutul însemnând întreprinderea de utilaj transport, care aparținea de Centrala Construcției Montaje București, cu care eu am lucrat personal. Suntem pe strada Ion Ghica, aici e Biserica Rusă, acolo e cinema Luceafărul, vis-a-vis era blocul Continental, tot colțul ăsta așa, iar blocul ăsta faimos a căzut complet în 1977 la cutremur. Și e faimos din cauza personalităților care au murit odată cu prăbușirea lui. E blocul în care locuia Toma Caragiu. Cine se arată ție unde este mormântul lui Toma Caragiu și al lui Doina Badea? Că sunt cei mai cunoscuți, și al lui Alexandru Bocăneț. Că clar au murit. Cine a prins o lumânare la ăștia și unde? Unde e crucea lui? Deci aici nu este nicio treabă cu armata, cu... N-ați văzut niciodată mașini sau activitate de natura asta? Nu, de armată, de activitate de astea, Dar știați ce e acolo? Nu. Fac cu instrucție, mai fac șanțuri, mai fac de-astea, probabil, de apărare, nu... La început, se auzea înainte, până în 89. Să le spuneți și nouă ce e aici. E unitate militară? Da, deci nu e voie să treci pe aici. Dar ce a fost aici înainte, știți cumva? Și nu știți de când e, nu? Suntem pe șoseaua Vitan Bârzești, la numărul 20, cu murci dinspre Târgu Vitan, către cartierul Apărătorii Patriei, vis-a-vis de Spitalul Sfântul Ioan Morga Mina Minovici și Crematoriul Vitan. Pe dreapta se află acest mare loc viran, împrejmuit cu sârmă ghimpată, unde, imediat după cutremur, în martie 1977, camioanele care au fost încărcate toate resturile rămase în oraș, molozul și ruinele celor 33 de blocuri căzute, au fost aduse aici. Locul a fost securizat și va rămâne așa pentru o perioadă necunoscută. Da. Cum, voi la groapa de gunoi? Nu, nu aveți. Serios? Sunt foarte serios. Soldații de la obiectivul militar de pe Vitan Bârzești
spun că ei ar ști că nu acolo au fost aduse și că de fapt ar fi fost depozitate fix aici, în spate, la groapa de gunoi de la Glina. Cu toate astea, băieții nu erau absolut deloc convinși de informație și spuneau că e posibil ca și la obiectivul militar să se fi folosit umplutură de la cutremur. Dar că, din ce știu ei, resturile cutremurului din 77 au folosit ca umplutură la groapa de gunoi de la Glina, ceea ce nu face decât să ne adâncească acest mister al resturilor de la cele 33 de imobile cu daună 100% în urma cutremurului din 77.